Un jaf la un aeroport internațional din Albania a condus la un schimb mortal de focuri. O persoană înarmată a fost ucisă după ce un grup de hoți a spart aerogara Maicii Tereza și a furat saci de bani dintr-un avion care se pregătea să decoleze către Viena, în Austria. Momentul ciocnirilor s-ar fi produs exact atunci când indivizii ar fi încercat să treacă de barierele de securitate. Suma pe care aceștia ar fi încercat să o fure, conform poliției, ar fi fost de peste 10 milioane de euro. Presa locală a raportat că membrii grupului, unii dintre ei reușind să scape, îmbrăcați în uniforme militare, au intrat în aeroport și s-au prezentat în calitate de ofițeri fiscali. Au furat sacii cu bani în timp ce erau transferați în cala avionului. Banca Centrală a Albaniei nu acceptă depozite de valută străină, obligând unele bănci străine locale să le depoziteze în filialele din Austria. În ultimii ani, la acest aeroport au avut loc mai multe jafuri asemănătoare. În 2017, hoții au furat 3,2 milioane de euro.